Noul spital județean al Sibiului ar putea avea până la finalul acestui an un constructor. Președintele Consiliului Județean, Daniela Câmpean, spune că în aprilie se va lansa licitația pentru construirea acestuia, iar până în decembrie speră să fie semnat contractul de finanțare. Anul acesta, CJ va aloca 8 milioane de lei din buget pentru noul spital. Traficul pe calea Ciznădiei nu a fost niciodată ușor, nici înainte de lucrări, nici în timpul lucrărilor și, după cum se pare, nici după reconfigurarea drumului județean din dreptul cartierului arhitecților. Dacă în trecut oamenii erau nemulțumiți din cauza că stăteau blocați în trafic minute bune în drumul lor spre Sibiu, acum majoritatea reclamă că sunt prea puține sensuri giratorii în zonă. Președintele CJ Sibiu, Daniela Câmpean, spune că s-a făcut tot ce s-a putut și nu vor apărea noi sensuri giratorii. Sediul primăriei Sibiu din Piața Mare a municipiului urmează să fie reabilitat. Clădirea din centrul orașului se degradează vizibil, vopseaua se scorojește, iar lemnul așezat sub acoperiș este mâncat. Bucăți din el au căzut, iar golurile lasă la vedere faptul că la mijloc este distrus. Reprezentanții primăriei spun că s-au făcut deja demersuri pentru o serie de lucrări de întreținere, fiind încheiat un contract pentru schimbarea tâmplăriei.